Sălile de expoziție ale Centrului de Cultură și Artă al județului Sălaj găzduiesc până în 31 august expoziția personală de artă plastică a sculptorului Ion Pop, putând fi vizitată de luni până vineri între orele 8 și 16. Expoziția duce în prim plan chipul uman schematizat și esențializat. Lucrările artistului Ion Pop sunt realizate din fier și reușesc din câteva linii să schițeze, uneori cu umor, alteori cu dramatism, chipuri, expresii, stări și sentimente. Ion Pop s-a născut în 20 septembrie 1948 în localitatea Căpâlna, județul Sălaj. Din expozițiile sale amintim expoziția Tineretului de la Sala Dales 1970, expoziția organizată de revista Tribuna în 1975, expoziția organizată de Muzeul de Artă Cluj, unde a obținut premiul al doilea în 1976, și expozițiile mai recente de la Baia Mare, Ipostaze și Salonul de Toamnă.